Reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean, înțeleg, iar în acesta veți avea alte alocări bugetare. Au existat în fiecare dintre anii trecuți alocări bugetare în funcție de solicitările care au fost făcute de fiecare manager de spital în parte. Tot ceea ce s-a considerat că se poate realiza în anul respectiv, în funcție de relocările pe secții și de modul în care pot să fie funcționali, le-am făcut, sunt alocări istorice, deci anul trecut și acum 2 ani de zile am alocat aproximativ 6.100.000 de lei din bugetul propriu. În prezent avem și anul trecut, pe final, după ce am lămurit situația juridică, fiindcă ne raportăm doar la Spitalul de Copii, am depus un proiect de 2.300.000 de euro și avem în continuare preocuparea ca și anul în curs să alocăm un buget corespunzător și vreau să-i felicit pe toți medicii care sunt în cadrul Spitalului de Copii pentru dedicația pe care au dat dovadă de profesionalismul lor și de faptul că au făcut în așa fel încât Brașovul să nu se limiteze doar la granițele județului Brașov, ci din contră să primească pe lângă turiștii, pe lângă care sunt în județul nostru, Brașov fiind primul județ turistic al României, și județele învecinate care au apelat la serviciile Spitalului de Copii. Alte 3 spitale le aveți în plan? Nu există implementare.